Bine v-am găsit! Începe un nou episod al rubricii care ne arată ce să facem în situații limită. Discutăm astăzi despre înființarea firmelor, mai exact a societăților cu răspundere limitată, SRL, cum ne spunem cu toții. Avocatul Ioan Georgescu ne spune ce pași trebuie urmați de către cei care vor să pună bazele unei afaceri. Orice persoană care dorește să-și înființeze o societate cu răspundere limitată trebuie să întocmească un act constitutiv al societății, trebuie să emită o hotărâre în situația în care este cu asociat unic, o hotărâre a asociatului unic sau, dacă sunt mai mulți asociați, o hotărâre a asociațiilor de înființare a firmei respective. Se va depune un capital social la bancă, minimul valorii este de 200 de lei, și se vor depune actele de înființare la Registrul Comerțului. Va fi nevoie de asemenea de un sediu al firmei, care poate fi proprietate personală al unuia dintre asociați sau poate fi un sediu închiriat sau luat pe baza unui contract de comodat care se va atașa actelor de înființare. Se va numi un administrator al firmei, care poate fi unul dintre asociați sau o terță persoană. Actele se depun la Registrul Comerțului, se vor plăti niște taxe de registru și, dacă actele sunt în regulă, urmează să Registrul Comerțului să se pronunțe prin încheiere. Atât pentru astăzi. Vă invităm însă să ne scrieți pe adresa avocatul.personal@realitatea.net. Spuneți-ne la ce întrebări vreți să vă răspundă avocatul personal. Eu sunt Călin Cocii și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!